trăim într-o lume ideală și noi trăim într-o lume în care chiar dacă această lege va trece fără să prevadă normele pentru vreun schimb financiar, credeți-mă, acest schimb financiar va exista. Va exista, dar ce faci? Așa cum există și acum. De acord cu dumneavoastră, va exista, și în momentul dar ce în care faci? Nu normăm, dacă tu lăsăm loc pentru crearea acestor situații dificile. Ne întoarcem aici, ne întoarcem aici, chiar cu noua lege ne întoarcem în această situație. Aici este o problemă și legislativă și într-adevăr cred că au avut și o să aibă de discutat cu constituționaliștii și cu asociațiile. Trebuie să vedem și, odată, ok, partea ideală și morală a chestiunii, dar trebuie să vedem și partea reală. Chiar încercăm să ridicăm din clandestinitate și din zona de risc și de, cum am văzut mai devreme în material, de situații de acest gen care se pot întâmpla și de o parte și de alta, deci și pentru mama purtătoare și pentru cuplul adoptiv. Corect, toți sunt în același pericol. Sau privim realitatea în față și spunem, ok, asta se întâmplă. Cum putem să reducem riscurile la maxim ca să existe situații de neînțelegere și de dezacord care să dea naștere unei întreruperi de sarcini sau unui abandon ulterior nașterii. Deci eu zic că o lege ca să se, cum să spun, care este până la urmă rostul legii, da? Este să reglementeze ceva să foarte reglementeze clar. Ceva foarte clar și să reducă riscurile de toate părțile. Corect. Deci părerea mea este că trebuie măcar la o dată ulterioară adoptării acestei legi să se discute și problema normării aspectului financiar, pentru că el va exista. Deci nu putem să-l putem să-l facem ilegal și atunci cum este înțeleg în acest proiect de lege, cu sancțiuni inclusiv. Erau chiar sancțiuni cu privative de libertate. Pentru cei care dau sau pentru cei care primesc, doamna deputat? Pentru cei care cer. Pentru cei care cer, nu da. Și pentru cei care dau. Adică cele care vor să-și închirieze puntecul vor fi... Da. Nu, ideea este că motivul principal pentru care noi am retras această lege și această parte a legii în mod special a fost realitatea vieții. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult celor două invitate speciale ale mele din această seară. Noi ne vedem săptămâna viitoare la ora 22 la România de Poveste. Acum vă așteaptă colega mea Violeta Romanescu cu cele mai importante știri ale acestei seri. Rămâneți cu bine! Știrile continuă pe rtv.net. Lumea